Astăzi vorbim despre religiile și tradițiile spirituale ale lumii. Alături de noi este Madea Axinciuc, profesor universitar doctor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București și directorul programului de studii masterale, studii religioase, texte și tradiții din cadrul Universității București. Și vorbim despre o carte frumoasă apărută la editura Herald, este vorba despre religiile lumii, o carte scrisă de un colectiv de redacție, doctoranți și doctori. Acest volum este coordonat de Madea Axinciuc. Aș începe cu prima întrebare, dat fiind faptul că, iată, trăim într-o perioadă în care există o aplecare foarte mare din partea publicului cititor asupra ceea ce înseamnă religiile și tradițiile spirituale din toate colțurile lumii și te-aș întreba de ce acest volum și cum a apărut această carte, care este miza unei astfel de apariții? Îți mulțumesc, Sorin, îți mulțumesc pentru invitație. Este o întrebare inaugurală foarte bună pentru dialogul nostru. Această carte mie mi-este foarte dragă. Nu am niciun text scris acolo, doar prefața, de aceea mi-este foarte dragă pentru că am creat un spațiu în care îi las să vorbească pe studenții mei remarcabili, în momentul de față doctoranți sau doctori, unii dintre ei sunt deja colegii mei, așadar nu cred că există o bucurie mai mare pentru un dascăl decât să îi audă, nu, pe cei care au crescut alături de el, scriind, vorbind. În acest caz este vorba despre niște oameni remarcabili, niște tineri care scriu excepțional și care, din păcate, de cele mai multe ori nu ajung până la publicul larg. Este vorba despre lucrări de specialitate, însă nu foarte elaborate, deci se pot adresa publicului larg. Este vorba despre contribuții reale și ar fi păcat ca ceea ce gândesc tinerii noștri remarcabili să nu ajungă până la noi, să rămână doar în documentele Universității din București. Așadar, am ales aceste studii, studii care, am spus, aduc o contribuție în domeniul propriu de cercetare și mai există un motiv foarte important pentru noi ca echipă, și anume acela de a transmite că toate tradițiile lumii sunt un tezaur, sunt o comoară pe care noi ca oameni o avem, din care putem învăța învățături, nu, care se consideră a fi învățături fundamentale pentru ceea ce suntem noi ca oameni. Și a doua miză a volumului este aceea de a pune în lumină învățături importante venind pe linia marilor tradiții, fără a amesteca aceste tradiții, fără a reduce importanța uneia dintre ele în favoarea alteia, deci conferind aceeași demnitate acestor texte minunate, iată, care sunt studiate acum pentru prima oară neconfesional la Universitatea din București. Eu chiar mă gândeam, m-aș risca într-un fel așa să-l numesc ca un soi de compendium și, cum ai spus tu puțin mai devreme, faptul că este o carte adresată publicului larg, pentru că, iată, cumva găsim aici un soi de chintesență a ceea ce înseamnă religiile și tradițiile spirituale într-o singură carte. Hai să spunem, fiecare își alege în funcție de preferințe, în funcție de calea spirituală cu care rezonează, poate în funcție de calea spirituală despre care știe mai multe lucruri. În general rezonăm cu ce știm mai mult, să spunem.
și ne dorim să aflăm, bineînțeles. Și atunci, iată, în paginile, în contracopertele acestui volum, fiecare poate să-și aleagă, să spunem, o tradiție spirituală, o religie pe care dorește cumva să o aprofundeze, chiar și în cadrul unui astfel de capitol dedicat unei astfel de tradiții. Și te-aș întreba, în calitate de coordonator al acestei lucrări, cine sunt autorii acestui volum și care sunt temele pe care le abordează? Da, îți mulțumesc, Sorin. Aș spune înainte să trec la prezentarea autorilor că acest volum mai are un lucru special, și anume faptul că este vorba despre o cercetare academică. Cei care scriu sunt cercetători în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce ne ferește să cădem în interpretări comerciale, care sunt doar deci ne ferește să cădem în interpretări comerciale, care sunt interpretări, așa numite interpretări de tarabă. Prin urmare, sursele folosite de acești oameni, modul în care ei se raportează la aceste texte, este unul de luat în seamă. Este o călăuză pentru cineva care dorește să aibă în mod adecvat acces la mesajul unei tradiții religioase, pentru că altfel există tot felul de răstălmăciri, tot felul de materiale neadecvate. Deci, pe de o parte, tinerii fac acest lucru, pe de altă parte, întotdeauna spuneam că a defini un lucru înseamnă nu doar să te uiți ce este el, ci să te uiți prin ce se delimitează el de celelalte lucruri, nu? Poți să înțelegi ce este Bucureștiul, dar doar locuind în București, îl înțelegi din interior. Să înțelegi ce este cu adevărat orașul București, e bine să mergi până la Praga, să mergi până la Paris, să mergi până la Beijing. Deci, atunci vei avea cu adevărat imaginea Bucureștiului prin comparație, nu, cu celelalte orașe. La fel și tradițiile lumii. Nu poți cunoaște propria tradiție, cea pe care o practici sau cea care te pasionează, fără să le cunoști pe celelalte. Astfel înțelegi diferența specifică, prin ce se particularizează tradiția ta, care e chipul ei cu adevărat. Chipul are niște margini. Deci aceasta este miza volumului, venind dinspre autorii pe care acum îi voi prezenta succint. Aș spune că este vorba despre un volum pe care l-aș numi tematic. Sunt 9 autori, 9 tineri care oferă studii pe care le-am grupat, după cum spuneam, pornind de la temele abordate, în 4 secțiuni, așadar volumul va avea o secțiune care se va intitula Studii biblice, o secțiune de religie și identitate, o secțiune de istoria ideilor religioase și o ultimă secțiune religie și reprezentare. Acum, Sorin, dacă îmi permiți foarte succint, aș spune doar titlurile acestor studii și poate 2 vorbe despre tema fiecăruia dintre studiile din volum, dacă avem timp. Cu siguranță. Atunci mă bucur, voi începe deci cu prima secțiune, secțiunea de studii biblice. Aici avem 2 studii, un studiu care aparține domnului Beniamin Chircan, referitor la ziua a 7-a, ziua sabatului, șabat în ebraică, sabatul între a fi și a face, o analiză a semnificației zilei a 7-a a creației din Geneza 2, deci capitolul 2, versetele 1-3. Acest prim studiu pornește de la textul ebraic și face o analiză foarte subtilă a semnificației șabatului în tradiția iudaică. Recomand studiul pentru toți cei care doresc să înțeleagă nu doar o variantă teologică de doctrină, ci o variantă, aș spune eu, hermeneutică, de adâncire a sensurilor. Beniamin reușește să traseze legături foarte speciale, pe care doar textul ebraic le permite, între termenul șabat, semnificația acestui termen și alte dimensiuni ale păzirii șabatului, cu accent pe ideea că
Nu, creatorul desăvârșește creația în ziua a șasea, însă în ziua a șaptea rămâne cu adevărat cu ea și este cu ea. 6 zile face, iar în a șaptea zi creatorul se odihnește, deci este împreună cu lumea. E o temă foarte frumoasă care poate oferi pârghii noi de înțelegere și aprofundare a ceea ce înseamnă odihna, nu? Odihna Domnului, ceea ce înseamnă ziua de odihnă. Acesta este primul studiu. Al doilea studiu este semnat de doamna Rodica Gurămultă și se referă la conceptul de față, așa cum apare în textul biblic. Numele studiului este Panim ca prezență și dialog în Biblia ebraică. Așadar, este vorba despre doi oameni în această primă secțiune care cunosc textul ebraic de la care pornesc și în cazul Rodicăi avem o analiză, spuneam, în jurul ideii, în jurul noțiunii de față și în jurul sintagmei față către față, dar nu doar pe linie filologică, explicând în filigran acest termen, panim, față, nu? Care în ebraică înseamnă foarte multe lucruri, de la orientare, atenție, interfață, interioritate, prezență. Ei bine, pornind de la toate aceste sensuri, Rodica pune în lumină mai ales ceea ce se leagă de ideea prezenței, de ideea dialogului și pe linie fenomenologică îi aduce în discuție pe Emanuel Levinas și pe Martin Buber, astfel încât nu sensurile primare din textul biblic sunt reinterpretate în final printr-o analiză foarte frumoasă în perspectivă fenomenologică. În perspectivă fenomenologică, nu, când spun lucrul acesta, nu mă refer neapărat la curentul fenomenologiei și la acest lucru, ci la faptul că nu se pun în lumină manifestările acestui tip de relație între divin și om. Ce înseamnă față către față? Ce înseamnă dialog? Ce înseamnă relația eu-tu? Acesta este al doilea studiu. Aș trece la următoarea secțiune. A doua secțiune, religie și identitate, cuprinde două studii care ne propun o problematizare a unei chestiuni foarte fragile, și anume primul studiu semnat de Ioana Abujor, ce poate să însemne cu adevărat sintagma popor ales. Aici Ioana face o analiză care ține de acest registru al identității. Nu, ce înseamnă popor ales prin prisma unor texte mai puțin cunoscute și anume texte apocrife, Enoch 1, cartea lui Enoch 1 și două din manuscrisele de la Marea Moartă, în ideea în care Ioana analizează cum este reconfigurată ideea de popor ales de către comunitatea de la Qumran și nu de către cei care în perioada secolelor 2 înaintea erei noastre, 2 era noastră, ajung să se delimiteze de filonul principal de la Templul din Ierusalim. Ce mai poate să însemne că ești popor ales când nu recunoști, de exemplu, autoritatea Marelui Preot și autoritatea Templului din Ierusalim? Ce este această transformare? Ce mai poate să ne spună nouă, nu, sintagma popor ales, venind pe linia tradițională, nu, pe care pornește de la Avram, legământul abrahamic și de la Moise, legământul sinaitic. O lectură pe care o recomand, ea pregătește tot ceea ce urmează, de fapt, în cel de-al doilea studiu, semnat în această secțiune de Alina Tăricianu. Alina vine în cea de-a doua parte a acestei secțiuni cu un studiu intitulat Modalități de cristalizare a identității iudaice în Antichitatea Târzie, o analiză a perioadei tanaitice din perspectiva discursului ereziologic. Ei bine,
Acest studiu vine să completeze ceea ce a început Ioana, referindu-se la problema cine este evreu și ce poate să însemne evreu creștin în primele secole, nu, 1-3 ale erei noastre. Cu alte cuvinte, Alina se ocupă de problema identității în perioada creștinismului timpuriu. Este vorba despre iudeocreștinism. Ce mai înseamnă în acel moment pentru rabini a fi evreu? Este evreul creștin o altă categorie? Cum este el altfel? Este el un eretic? Dacă este evreu pe linia descendenței, nu genealogice, este el evreu în condițiile în care crede în Hristos? Cum se desparte și cum se vede această identitate nouă evreului creștin în primele secole? O problemă, am spus, la fel de fragilă. Aș trece la cea de-a treia secțiune a cărții. Cea de-a treia secțiune a cărții se referă, am spus, la modul generic, la domeniul istoriei ideilor religioase. Aici avem trei studii din zone diferite. Un prim studiu vine dinspre filozofia limbajului și problematizează noțiunea de credință. Ce înseamnă credință, ce înseamnă certitudine, ce înseamnă cunoaștere, aducând ca filtru în discutarea acestor probleme scrierile lui Ludwig Wittgenstein. Este vorba despre autoarea Sabina Avram. Sabina își intitulează studiul Despre certitudine, cunoaștere și credință în scrierile lui Ludwig Wittgenstein. Este o modalitate de a instrumentaliza niște concepte cheie pe care considerăm că le înțelegem. Ei bine, Sabina ne arată cum aceste concepte sunt utilizate în nuarare ori convențional, cum se redefinesc ele și cum pot fi ele aplicate atunci când vorbim de un text religios. Concret, Sabina va aplica acest filtru la termeni care sunt importanți pentru studiul religiilor abrahamice. Cel de-al doilea studiu din cadrul acestei secțiuni îi aparține Andradei Chioveanu și Andrada se va concentra pe o tradiție mistică, respectiv pe hasidism. Ne va spune care sunt principalele învățături ale marelui rabin Baal Shem Tov, întemeitorul hasidismului. Studiul se intitulează Rabbi Baal Shem Tov, tehnici mistice și învățături, epistola despre ascensiunea sufletului. Sigur, fiind vorba despre oameni care au studiat ebraică biblică, nu cu toții, sau aproape cu toții, vom vedea, există și studii care vin dinspre alte zone ale religiilor tradiționale extrem orientale. Ei bine, în cazul Andradei, acest studiu este însoțit de o traducere care reprezintă o contribuție cu totul aparte. Respectiv, Andrada, așa cum anunță în titlu, traduce din ebraică unul din puținele texte, nu, care ne rămân ca mărturie a întemeitorului hasidismului. Este vorba de o tradiție orală în cazul hasidismului. Ei bine, acest text este Epistola despre ascensiunea sufletului, redactată de Baal Shem Tov, epistola în care marele rabin mistic descrie cum sufletul lui parcurge, nu, în meditație lumile de sus până la palatul lui Mesia și vorbește cu Mesia. Ei bine, această epistolă pentru prima oară tradusă în limba română se regăsește în acest volum. Următorul studiu, al treilea studiu din această secțiune, îi aparține lui Lucian Maidanuc și iată, am ajuns la, nu, autorul care iese din zona religiilor abrahamice, iudaism, creștinism și ne așează, ne reorientează către o tradiție destul de puțin cunoscută și abordată la noi,
mai precis budismul tibetan. Lucian Maidanuc studiază limba tibetană clasică, este la doctorat în momentul de față cu o teză despre învățătorul Padmasambhava, Guru Rinpoche. Iată, sperăm un prim specialist pe budist tibetan în țara noastră. Studiul se numește în acest volum Tantra budistă și locul ei în cadrul budismului. Menirea studiului este nu doar aceea de a explica ce înseamnă cu adevărat tantra și tantrism, concept răstălmăcit în, nu numai în literatura de tarabă, dar răstălmăcit în multe din studiile de specialitate. Ei bine, Lucian reușește să recupereze înțelesurile originare, curate, înalte, a ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă tantra budistă și mai face un lucru extraordinar, plasează diferența înțelegerii tantrismului în interiorul budismului, face diferențe deci între budismul tibetan și alte tipuri de budism, cum ar fi budismul Chan, trasează diferențe între învățătura budistă și elemente corespondente hinduism. Așadar, un studiu cu adevărat contributiv. Aș trece rapid la ultima secțiune a volumului, religie și reprezentare, cu două studii excepționale. Este vorba despre studiul Gabrielei Drâmbă, Biserica de Lemn din Ibănești, descriere și program iconografic, respectiv studiul Ioanei Zamfir despre mapamonduri în perioada medievală, deci despre hărțile medievale, elemente ale sacrului în mapamondurile medievale, se intitulează acest al doilea studiu. Primul studiu este o analiză splendidă a unei biserici de lemn din Oltenia, biserica de la Ibănești. Gabriela Drâmbă face un efort de documentare substanțial, ne prezintă istoricul acestei biserici, ne prezintă tot ceea ce ține de programul iconografic, ne prezintă mobilierul acestei biserici, ne prezintă inscripțiile. Este vorba despre monumente care sunt într-o stare avansată de degradare, este vorba despre monumente despre care s-a scris foarte puțin și probabil în următorii ani nu vom mai putea avea acces la ele din cauza acestei degradări. Așadar, un document, aș spune, un studiu document despre o biserică cu totul aparte din Oltenia. Are aspect monografic acest studiu, însă un lucru pe care l-aș remarca este legat de prezența fotografiilor pe care autoarea le-a făcut în demersul ei de documentare. Așadar, programul iconografic este ilustrat de fiecare dată prin aceste fotografii. Ultimul studiu despre care aminteam ține de o înțelegere mai subtilă a cartografiei. Cum își imaginau medievalii lumea? Cum arată hărțile lumii? Demersul Ioanei Zamfir este spectaculos. De ce? Nu este doar un demers obișnuit care să țină de geografie, ci îmbină foarte multe perspective care vin dinspre teologie, fiind vorba despre viziuni preponderent creștine, nu? Dinspre cosmologie, dinspre istorie, dinspre mitologie. Aceste hărți medievale ale lumii sunt niște hărți culturale, sunt niște hărți care spun foarte mult despre cum medievalii înțelegeau lumea și o reprezentau, deci, sub formă hărților. Acestea ar fi, practic, studiile cuprinse în acest volum. Sorin, îmi pare rău, am vorbit cam mult. Dragii noștri, iată un volum pe care noi vi-l recomandăm cu mare drag pentru că este un volum
plin de, să spunem, de zona aceasta de cercetare academică, cercetare științifică, dar într-un limbaj accesibil pentru publicul larg, publicul larg, publicul pasionat de ceea ce înseamnă religiile și tradițiile spirituale ale lumii. A fost alături de noi Madea Axinciu, profesor universitar doctor la Universitatea București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și directorul programului de studii religioase, texte și tradiții de la Universitatea București. Îi mulțumim foarte mult pentru aceste dezvăluire, aș spune eu, incitante în așa fel încât să stârnim, bineînțeles, curiozitatea cititorilor. Dragii noștri, vă mulțumim și nu uitați, ne puteți urmări pe pagina de Facebook a Editurii Herald și de asemenea pe canalul de YouTube Herald, unde găsiți toate materialele cu invitații noștri. Vă dorim o zi minunată și lectură plăcută. La revedere!